Ok, bun. Așa, am terminat treaba la câmp, am terminat de arat și am împrăștiat și varul. Am făcut asta singurel ca să nu vă mai, cum să vă zic eu, să vă plictisesc. Gen de asta. Sper că nu e deranj, am lucrat eu, după cum vedeți, balanța noastră a și scăzut pentru că am fost nevoit să cumpăr un împrăștiator pentru că nu avem pentru var și am fost vorbit cu un prieten al meu mai îndepărtat în alt oraș și eu zic care sunt de a unul și am cumpărat la el acest împrăștiator și am făcut treaba cu el și cam atâta. Și acum hai să mergem acasă, ne culcăm și noi, că e cam 6 jumate și am terminat treaba. Și, opa, da, l-am luat cu mine pentru că m-am chinuit să cumpăr varul pentru că fiind și foarte micuț, nu are capacitate cea mai mare, ia de să-l luăm cu eu, să vedem, dar mai rămâne ceva din el. Are doar 550 și după cum știți varul se împrăște foarte rapid. Și na, chestii de astea. Nu! Am intrat în el, n-am avut că n-am pățit nimic. Nici eu, nici el. Ok, am fi. Așa. Și cam am împrăștia varul pe terenul 41. Și cam asta am făcut după ce am terminat de arat, am prășit varul și s-a făcut seara, e 6 jumătate aproape și zic să mergem să ne culcăm. Să vedem mâine dacă putem să recoltăm și poate face și noi primii noștri bănuți din recoltă. Hai cu bobcat ceala. Sau cat. Ce era? N-am băgat de seama. Mergem acasă. Mergem, parcăm utilajul. Poate e și el obosit. O lucrat azi oleacă, destul de mult ce l-au lucrat și el. Și vedem în a doua zi ce putem să facem, noi deja suntem în august. Și na, până la suntem la slujba aia, cât mai ține? Ia să vedem noi. Da, eu mi-am cumpărat inițial de 2 saci, am crezut că o să consum mult mai mult, dar n-am consumat chiar mult. Și o să îl păstrez, că nu știi niciodată când îți trebuie. Și mai bine am cumpărat acum decât mai târziu. Așa, nu, nu. Asta, lăsăm asta așa. Ia, oprim și noi tractorașul. E ca murdar, o muncit el azi. Muncim mult. Mergem să ne culcăm și uite ce împrăștiat e aici. Trebuie să văd cum o ordonez. Și hai să dormim, să vedem recolta noastră, dacă se poate. Ne culcăm, ne trezim la 8. Nu e problemă, suntem bărbați adevărați, facem față la toate. Așa. Bun. Mam. Chiar a rămas cu 280. Fulelelele. Uite că recolta noastră e gata. Am vreau să văd ceva. Aoleu. Unde se vinde cel mai bine? Cu 1200. Pe acolo, acolo îl recoltăm și îl ducem. Că nu mai avem. Intrăm direct în cabină, îi dăm o cheie și îi dăm talpa. Ma. Și stai, opa, 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 penelopa. De aici începe trenul, de aici. Ca să nu stricăm recolta, îi dăm așa. A, trebuie să fie desfășurat, am uitat. Și acum îi dăm B-ul. Merge. Merge. Recoltează. Așa. Păi, cam nasol o ducem. Avem multe lucruri de făcut și multe chestii de schimbat în fermă. Avem treabă. Nu știu cum să zic. Este să dăm noi un hășulescu. Un lucrător și să vedem. Avem ce să plantăm. Canola și berle. Noi să plantăm canola. Văd că ăsta tot la fel nu se duce bine. Da. Și canola văd că se vinde bine. Apoi mergem.
Ia asta, sunt curios dacă poți să aude pe ăsta. Pe ce turbina cum se aude? Dar cam pune și cam greu, tată. Cam greu. Cam greu. Să lăsăm un celălalt TTB aia să vedem. Da. Nu. Nu merge. Da la căruță. Sunt curios. A, măcar la asta merge. Îl lăsăm fix așa. Da, să-l opresc. Să nu consumăm motorina. Raiurea. Nu. Da, ce este? Da. Asemănătoarea aia pare cam prea nouă și nu știu eu dacă poate acest tractoraș mititel de 65 de cai să ducă dita mai asemănătoarea. Dar o să vedem. Cam multe probleme întâmpinăm noi. Ce avem? Nu, canul ăla așa. Nu îmi dau seama de la logo acolo ce plantă e. Și de asta, deja suntem în septembrie. Ne-am culcat în august și ne-am trezit în septembrie. Nice. Nice, nice. Șlujbancul văd continuă. Bun. Așa, băi, cam greu la început. Am zis, din primii bani pe care facem, să vedem cum și unde să ne plantăm. Să ne facem o miniseră, o grădini, o grădină acolo, să facem rost de, cum se cheamă, de bani și de fructe. Să avem ce să vină ca să supraviețuim și noi, că văd că suntem calici acum, să zic așa, pe românește. Nu suntem cei mai străluciți la fermă acum. Îmi duceam cam prost. Ia să vedem noi. Uitați. Da, adică v-am arătat și în primul episod. V-am arătat la început de episod ce am făcut. Ia. Păi că face față. Merge. Plantăm. Merge bine chiar. Mă bucur. Nice. Dar nici nu m-am uitat că e cere. Sincer să fiu cu voi. Nu m-am uitat. Chiar nu. Mamă, ce se aude poliția aia pe afară? Sper să nu se audă așa tare. Te rog eu din tot sufletul meu, nu strica episodul. Că nu e ușor să faci. Parcă tot din ce în ce mai tare se aude. Oba. Mai avem aici o bucățică. Stai mai cu spatele, măi. Clar de-abia aștept să cumpăr unde. Să cumpăr UTB, să cumpăr ceva mai puternic. Inițial, așa ne-a zis prietenul nostru, încep cu astea ce ți le dau eu și tu pe viitor o să schimbi utilaje și o să crești, să faci tot mai mult. Toți mai mulți bani și utilaje mai bune și mai performante și chestii de-astea. Hai că merg și eu de m-am rupt, să zic așa, dă-i înapoi. Dai mai cu spate și plantează acolo. Ai mai, mai da greu mai mergi. Greu mai mergi. Uite, păstrează și tu lineare. Direcția asta, UTB-ul ăsta împrășiată în părți. Da, tot mai rămâne bucăți. E, nu e problemă. O să vin eu. Eu să dau. Ia. Așa. Ia să vedem noi cine face combinița noastră. E cam greu mergi, din câte văd. Am nasol. Ia că se vede nou. E, ok. E micuță. Vă văd că pe multe noi. Deci primul lucru pe care îl luăm, mergem și vindem. Să vedem unde facem bănuți. Păi vă că avem aici, nu știu, aici e card, da, cred că aici tot e proprietatea noastră, bănuiesc. Pentru că aici, unde avem noi căsuțe și grădini, așa aici, nu prea avem loc să facem, unde avem rufele. Nu prea avem loc unde să facem o mini grădină.
Decât să stricăm aici, dar aici e mai mult pentru utilaje, să le parcăm. Avem garajul. Aici în spate la fel e mic. Nu, nu, nu. A, te-ai blocat. Cel mai bine e undeva pe aici. Dar nici aici, pentru că o să fiu nevoie să vin cu utilajele. Să le... Da, cam dificil sau... Nu, aici tot e până la noi. Cam dificil. Dificil, dificil. Nu știu. Mă gândesc cum să fac. Nu știu. Aici e cu aia. Decât... Da, singura variantă e să o punem undeva pe aici. Pentru că am... La construcții... unde producții serie, nu astea mari. Am una de asta la 500. Știu că n-am suficienți bani. Și gen, dar nu, dacă o să cumpăr terenul ăsta. Nu, pe aici n-am unde. Acela alt cineva, aici nu. Decât dacă e, e asta. Să o pun așa. Trebuie să am grijă. Asta e problema. Văd cât e blocat. Ia dă-te că consumăm bani așa în trăire. Văd că nici nu merge bine. O să-i dau eu aici frumos. Să-mi iau de o grijă. Să fiu eu sigur că am plantat. Asta văd că este full, mai are o leacă. Dar nu știu, dacă puteți să-mi spuneți voi în comentarii unde aș putea să plantez și o să înmontez, să fac mini grădina mea, ar fi genial să fac asta. Terenurile sunt cam mărcele și nu pot să plantez pe ele momentan. Am nevoie de ele. Ca să fac producție. Asta zic. Și cam mai complicat. De asta. Nu știu. Cam micuță e ferma noastră. Dacă am putea să o dezvoltăm pe parcurs. E foarte bine, dar ne trebuie bani. Asta e în primul rând. Trebuie destul de mult cei bănuți. Și nu prea avem loc ca să ne desfășurăm activitatea. Cam nasol. Bă, văd că se descurcă utilajul nostru. Tractorașul nostru cu semănătoarea asta. Mă așteptam să nu facă față. Așa. Aici e gardul la vecinul. Și bă, cam tratările cam în el. A, nu, o să-i supăr că nu-l stricăm. Așa, o ia mai în spate. Ia. Așa. Bun. Merge treaba, n-am ce spune. Da, asta e, cam nasul, e dificil acolo. Și nu știu cum să fac. O să văd, eu mă gândesc. Na. Bă, oare combina aia mai are? Era 80%. Asta e să facă trecerea asta, să completez rândul ăsta și dau o fugă pe la combine să văd dacă e full. Văd că banii se duc. Opa. Nu lăsăm nimic în urmă. Niciun petic. Așa, o să te opresc. Și văd că și combina noastră e plină. Mai pornim UTB-ul. N-am loc ca să trec. Mamă, dacă aș băga și în viteză. N-am dat nimic jos. Bun. Bun.
Mergi. Păi cam... Nu încape așa mult, să zic, în căruța noastră, dar ce 2 tone. E bun și așa, e bun și așa. Și unde am zis că... a crescut. Adică scade acum, dar e prețul mult mai mare. Și unde se află? Mamă, eu sunt așa, pam, 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 pam. Ia. 2 tone, cred că luăm 2000. Ia, am luat-o bine. Păi da, și așa se poate, văd. Ia, îi dăm șpan. Ia, mergem cu căruța după noi în spate. Așa, 2 tone. Ce mai se strânge în... asta cum se cheamă, în... combinăm, mai vindem și facem rost noi așa de bănuți, să zic. Aici. Ia. Da, bun. Sper să ajung la timp ca să nu se oprească lucrătorul automat, pentru că mai avem foarte puțin bani. Și de asta. Na, te avem produs și avem și fizică la el. Deschide și tu portiera asta complet, că e foarte cald. Uite, deja s-a aburit parbrizul. Și parbrizul, geamul. Treaba e bună, e treaba bună acolo, în spate. Așa. Dă-i, tată, dă-i șpan. Avem treaba, avem de dus. Uite cât avem acolo. Avem o căruță după noi, nu e cea mai plină, dar merge. Și căruța asta, dacă ați văzut, e cam veche. E și uzată. Îmi dau și eu seama dacă tot folosit-o în firmă. O abuzat, să zic așa. Și pare că pe partea noastră drumul mai lung sau mai scurt. Nu pot să-mi dau seama. Salut, văruțu! Ce tractoare au ăștia, măi? Vreau și eu. Gen așa. Na. Momentan, posibilitățile noastre sunt limitate. Păi da, avem așa, 20 de camuri cel pentru chestia asta. Nu știu eu. Mai avem. Trebuie să ne mulăm pe drum. 20 camuri cel ca să transplantăm noi o mini grădină. Trebuie să o punem direct o seră mare. Zic eu, sau nu știu unde. Da, auzi cu cântă. Nu știu unde să-l pun. Mă gândesc. Aie? Nu mai este mult și ajungem la destinație. Parcă vezi că ajungem la fix. Oricum, cred că o să vând tot asta. Rog, sogru. Sorg, așa. Mă scuzați, dar sunt alea cam obosit, să zic așa, hai că văd că se salvează. Avem stația de alimentare și imediat. După asta, deja e plin. Băi, de nici bine n-am ajuns la destinație și ce facem? Nu, pe aici este și intrarea. E așa. Se deschide automat? Da. Și... trebuie să ne învârtim să vedem unde este punctul de descărcare. Ok, aici. Ia o turbina aia. Se descarcă. Bun. Bun, 2500. Hai că e bine. Așa. Mai și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. O să termin acolo și ne auzim data viitoare. Până atunci, bye bye.